Vă salut, dragi prieteni, și fiți bineveniți încă o dată pe canalul Adevăruri Secrete. Astăzi vrem să vă aducem în atenție un lucru despre care mulți se feresc să vorbească, din anumite motive, poate din frică sau din alte considerente. Astăzi vom vorbi despre confesiunea colonelului care l-a arestat pe Sfântul Părinte Arsenie Boca chiar la Mănăstirea Sâmbăta. Bineînțeles, dacă sunteți noi pe canalul Adevăruri Secrete, aici veți găsi documentare, teorii incredibile și dezvăluiri ce mulți se feresc să le facă publice, însă nu și aici pe canalul Adevăruri Secrete. Apăsați așadar butonul roșu de subscribe și clopoțelul pentru a fi primii aleși să afle imediat ce lansăm aceste informații. Să revenim însă la subiectul videoclipului de astăzi și la confesiunea făcută de colonelul care l-a arestat pe părintele Arsenie în relatarea Sfântului Părinte Ghelasie Țepeș. Îmi amintesc acum un episod interesant de la Mănăstirea Sâmbăta. Eu eram în acea vreme cu cazarea la mănăstire și la un moment dat vine un domn din orașul Victoria, îmbrăcat civil, și m-a întrebat cum mă cheamă și de cât timp sunt aici la mănăstire. Și îmi zice, dumneata știi cine sunt eu? De unde să știu? Încă mi-a venit și să râd. Ce să cunosc eu toată lumea, că n-am cum să-i cunosc. Și zice, hai că spui eu cine-s. Uite, eu sunt colonelul care l-a arestat pe părintele Arsenie. Ce m-am speriat atunci, m-ar trecut niște fiori, zic, doar nu vei fi venit să mă tragi de limbă acum pe aici. Și zice, nu părinte, stai liniștit, că mi-am băgat demisia. Eu de atunci am plecat din securitate. Atunci mi-am băgat demisia, văzând minunile părintelui. Și eu atunci l-am tras de limbă, să-mi spuie cât mai mult. Haide, spune-mi și mie ce fel de om era, cum l-ați văzut dumneavoastră. Și zice, părinte, hai să spui, nu știu ce general de pe la Brașov a auzit că părintele la mănăstire la Sâmbăta adună multă lume. Că se adună multă lume și că spune la oameni tot felul. Și știi și matale cum era pe timpul lui Ceaușescu. Era spaimă mare să nu se adună multă lume la un loc, nu care cumva să puie de vreo revoluție sau așa ceva. Deși la biserică nu se duce lumea pentru revoluție, că se duce pentru rugăciune și pentru necazurile lor. Și în momentul când o primit ordin, zice colonelul, n-am fost numai eu, au fost trei, eu, un capitan și încă unul, ce știu eu ce alt grad. Ne-a trimis la mănăstire să-l arestăm pe părintele și să-l ducem undeva la Sâmbăta de Sus, unde este Palatul Brâncovenesc. Se vede și acum castelul ăla, e o clădire mare, frumoasă. Trebuiau să se ducă să-l aresteze, să-l bage, să-l închidă acolo până vine generalul să discute cu părintele. S-a dus, l-au arestat și îmi zice, părinte, să vedeți când l-am arestat. I-am zis, părinte, uite, ne-a trimis generalul să vă arestăm. Părintele Arsenie a zis, bine mă, știam, părintele știa de dinainte. Și zice, dați-mi voie să zic și eu tatăl nostru. Și asta era pe la amiază. Până o zis, părintele tatăl nostru s-a făcut seară. Am bătut în ușă, ne-am învârtit prin prejurul bisericii, ne gândeam, mă, o fi sărit popa, s-o fi băgat în altar, o fi sărit pe geamul ălalt, s-o fi dus, ce să se ducă că nici nu se deschideau geamurile acelea pe acolo. E vorba de biserica mică de la Sâmbăta, nu? Da, în biserică, în altar. În bisericuța aceea micuță de la mijloc, de acolo, zidul gros de 1,2 metri. Geamurile alea nu se deschid, ca și așa sunt vechi. Și zice colonelul acela mai departe, la un moment dat am dat perdeaua și m-am uitat. Părintele era în genunchi în fața Sfintei Mese. Se ruga. După ce s-a rugat, părintele l-am dus și l-am încuiat. Trei rânduri de uși erau. Un rând de gratii, un rând de uși de fier și un rând de uși normale. O cheie era la mine, una la altul și a treia cheie la celălalt. Nu puteam unul fără de ceilalți doi să intrăm. Gratii la geam, peste tot numai gratii erau. L-am dus, l-am băgat pe părinte acolo, l-am închis. A doua zi urma să vină generalul să stea de vorbă cu dânsul acolo, unde l-am închis, la palatul ăla brâncovenesc. Și zice colonelul, părinte, când am venit a doua zi cu generalul, deschide ușa și nu era nimeni în cameră. Camera goală. Vai de mine, ne venea nouă să ne facem cruce. Noi eram colonei de securitate și ne venea nouă să ne facem cruce. Cine își poate închipui că există așa ceva? Generalul ne întreabă. Nu, cum l-ați luat, mă? Unde l-ați dus? Nu-i nimeni aici. E goală camera. No, duceți-vă și aduceți-l. Noi eram disperați. De unde să-l aducem? No, ne-am duce înapoi la mănăstire. Unde să ne ducem altundeva? Când ne ducem la mănăstire, părintele era în slujbă și tocmai spunea pace tuturor. Noi intrăm pe ușă și numai pace n-aveam noi. Vă dați seama. Dar n-am avut voie să-l luăm până n-o terminat. L-am lăsat, o terminat Sfânta Liturghie frumos și apoi l-am dus.
Și îmi zice colonelul, eu de aici am zis generalului, să știți că eu îmi bag demisia în securitate. Un om singur nu putea să facă așa ceva, că uite aici sunt colegii mei. Ok, la unul, ok, la celălalt, a treia era la mine. Cum de-a ieșit omul ăsta? Un om simplu nu face așa ceva. Nu face așa ceva. Aceasta a fost relatarea părintelui Ghelasie Țepeș, în cartea Fiți îngăduitori cu neputințele oamenilor, mărturii despre părintele Arsenie Boca. Oameni buni, se știe că activitatea preotului Arsenie Boca a stârnit interesul securității. A fost anchetat și arestat de mai multe ori, înlăturat apoi de la mănăstirea Brâncoveanu și de la mănăstirea Prislop și, în final, din păcate, obligat să renunțe la preoție. Prigoanei comuniste i-au urmat ani în care a fost urmărit de securiști. O serie de mărturii despre cea mai dificilă perioadă a vieții sale arată cum era perceput părintele Arsenie Boca în raporturile cu regimul comunist. Să nu uităm, dragi prieteni ai canalului Adevăruri Secrete, că părintele Arsenie Boca a fost arestat pentru prima dată în Râmnicu Vâlcea, pe data de 17 iulie 1945, și era considerat opozant al regimului comunist. După două săptămâni de anchete grele, părintele însă a fost eliberat și s-a reîntors la mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus. Din vremea în care a fost arestat în 1945, a fost păstrată o declarație secretă pe care părintele a dat-o siguranței statului român pe acea vreme. În mărturia sa a vorbit despre copilărie, despre viața de familie, despre activitatea sa în teologie, în pictură, despre înclinațiile sale spirituale și mai ales despre harul său. Iată care este exact declarația Sfântului Părinte Arsenie Boca, dată pentru siguranța statului român din acea vreme. În vinerea izvorului, după Paștile anului 1930, am fost tuns în călugărie, primind numele Arsenie. Într-o iarnă, probabil prin 1941, ne-am trezit cu o avalanșă de oameni de toate vârstele și treptele, nepădindu-mă să stau de vorbă cu ei despre necazurile lor. Aici m-am trezit să fac duhovnicie cu oameni, deși nu eram preot. Știam că tot ce păsesc oamenii li se trage de pe urma greșelilor sau păcatelor. Așa m-am văzut silit să primesc preoția și misiunea majoră a propovăduirii lui Hristos Dumnezeul adevărat și om adevărat, precum și a sfințirii omului, ca să aibă pacea lui Dumnezeu în sine, absolut în orice împrejurări s-ar afla în viață. I-am învățat să fie curați față de oameni și față de Dumnezeu, să dea cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, cuget curat, suflet purificat și trup curățit de patim. Despre această învățătură, martorii îmi sunt toți cei ce au ascultat povețele, cele după Dumnezeu pe care le-am dat. Iubirea de Dumnezeu, iubirea de toți oamenii, fără deosebire și viața curată care fac cu putință reîntoarcerea noastră, a împlinitorilor, iarăși în împărăția de obârșie, de unde ne-a trimis Dumnezeu spre scurta cercare a cumințeniei și a iubirii noastre, pe pământ, în stadia și arena vieții. Asta mi-este toată misiunea și rostul pe pământ, pe care m-am înzestrat cu daruri, deși eu sunt nevrednic. Pentru asta sunt solicitat în toate părțile, ca să propovăduiesc iubirea lui Dumnezeu și sfințirea oamenilor prin iubire. De alte gânduri și rosturi sunt străini. Spunea ieromonarhul Arsenie Boca pe data de 17 iulie 1945, într-un fragment din declarația dată de acesta pentru arhivele securității de atunci. Asta a fost pentru astăzi, oameni buni. Dacă v-a plăcut acest material, dați-i un like și distribuiți-l mai departe, ca să ajungă la cât mai mulți români și mai ales la cât mai mulți oameni care cred în Dumnezeu. De asemenea, dacă vreți să fiți alături de canalul Adevăruri Secrete, apăsați neapărat butonul roșu de subscribe și clopoțelul, astfel încât să aflați imediat când lansăm documentare, teorii incredibile și materiale desecretizate special pentru voi. Până data viitoare, vă doresc, oameni buni, o seară binecuvântată și să auzim numai de bine!